Vești extrem de importante pentru locuitorii județului Mehedinți și nu numai. În cursul zilei de astăzi, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, au avut o întâlnire extrem de importantă cu reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dar și cu proiectanții drumului expres Craiova-Timișoara. Pentru secțiunea drumului Drobeta-Turnu Severin-Domașnea se discută despre cel mai amplu proiect de dezvoltare în infrastructura rutieră, un drum expres ce va lega mai multe localități din județul nostru. Astăzi, primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin, Marius Creciu, alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, au avut o întâlnire extrem de importantă cu reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dar și cu proiectanții drumul expres Craiova-Timișoara. Pentru lotul Drobeta-Turnu Severin-Domașnea de 65 de kilometri al drumului de mare viteză Filiaș-Lugoj. Drumul expres va ocoli Drobeta-Turnu Severin prin partea de nord și va trece prin localitățile Izvorul Bârzii, Breznița, Ocol, apoi va continua către Ilovița, zona de nord a Orșovei și de aici către Mehadia și Domașnea. Acesta este încă un pas important pentru cel mai amplu proiect de infrastructură rutieră din ultimii 30 de ani implementat de Ministerul Transporturilor, condus de ministrul PSD Sorin Grindeanu. Vești bune pentru locuitorii zonei, a municipiului, dar și a județului. Astăzi am avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri și proiectanții drumului expres Craiova-Timișoara pe secțiunea Drobeta-Turnu Severin Domașnea. Lucrurile evoluează și suntem extrem de bucuroși pentru că dacă vom avea un drum expres, sperăm că și zona noastră se va dezvolta altfel. Așteptăm investitori, așteptăm oameni care să vină să fie interesați de zona noastră dacă vom avea un drum expres. Sigur îl vom avea pentru că lucrurile se mișcă destul de repede. Din ce am văzut, drumul va ocoli municipiul Drobeta-Turnu Severin în zona de nord, va traversa Breznița, de fapt Izvorul Bârzii, Breznița, va ieși Lovița, zona Orșova și de aici încolo către Mehadia și Domașna. În acest moment se preconizează ca în zona noastră, pe teritoriul municipiului, înspre Ilovița, să avem cel mai lung tunel din România. Vorbim de un tunel de aproximativ 9 km. Nu s-a luat încă o decizie definitivă. Sunt trei variante de lucru. În perioada următoare va avea loc o ședință la nivelul Ministerului Transportului. Va lua decizia care dintre aceste variante va fi cea care va fi construită în zona în care o păstorim și în care locuim. Portul activității economice și sociale pentru îmbunătățirea calității vieții. Strategia privind infrastructura rutieră din România are în vedere preluarea eficientă a traficului, dezvoltarea regională echilibrată, eliminarea decalajelor și aplicarea unui sistem eficient de gestionare și întreținere a tuturor drumurilor naționale. Finanțat prin programul Transport 2021-2027, acest contract are ca scop principal creșterea siguranței și a eficienței economice a rețelei de transport europene ce tranzitează România. Buna dezvoltare a județului, dar și a municipiului nostru, s-a văzut prin numeroasele proiecte implementate de-a lungul anilor, atât la nivelul Consiliului Județean Mehedinți, condus de către președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, cât și la nivel de municipiu, prin primarul Marius Creciu. Toate aceste proiecte implementate sunt exclusiv în beneficiul cetățenilor.